Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Suntem la Alternativ. Vorbim astăzi despre programul Casa Verde, dar și despre ce aer respirăm în Ploiești și nu numai, alături de invitații noștri, domnul Florin Diaconu, director executiv Agenția Județeană pentru Protecția Mediului. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și colega dânsului Cornelia Popa, consilier biodiversitate, tot la APM Prahova. Bună ziua, bine ați venit! Vorbeam un pic înainte de emisie faptul că pe zona București-Ilfov s-a dat startul la programul Casa Verde, acela prin care oamenii își pot monta fotovoltaice, panouri fotovoltaice, și fondurile s-au epuizat foarte repede. Da, oamenii au învățat ceva în acești ani de când se derulează astfel de programe, că este rentabil să le accesezi și de data asta lumea a fost mai pregătită, probabil, să intre mai rapid în aplicație. Din această cauză, Administrația Fondului de Mediu a făcut o eșalonare a regiunilor cu județele care intră pe fiecare regiune în parte. Adică, au fost, scuzați-mă că vă întrerup, 12.000 de solicitanți? 12.000 de solicitanți, da, care au epuizat cele 200 și ceva de milioane alocate pe regiunea centru. În 3 minute? În 3 minute. Adică noi, de-abia la ora 10 când se deschide aplicația, se pot introduce documentele, la 10 fără un minut nu se putea introduce nimic, da? La 10 punct, foarte punctual, s-a deschis aplicația și deja s-au epuizat sumele. Asta înseamnă că a fost o bună și informare și mediatizare, da, de așa natură încât oamenii să fie pregătiți și să intre. Da. Bine, în toți anii ăștia oamenii au avut timp să și comunice. Au fost primii din primele sesiuni de finanțare care au povestit mai departe. Că... De cât timp nu s-a mai desfășurat acest program? Știu că s-a lăsat un pic așteptat. A fost o întârziere. Da, a fost un blocaj un pic la sesiunea din 2019, care s-a tot lungit până s-a tot în 2022. Da. Și atunci, fiind atât de așteptat, poate și de aici cererea atât de mare. Și poate și faptul că oferă anumite beneficii, mai ales că finanțarea este destul de mare pentru fiecare solicitant, 20.000 de lei. Este de 20.000. Condiția obligatorie este ca beneficiarul să suporte 2.000 de lei, să contribuie, adică cu această sumă. Sunt 20.000 de lei care se acordă instalatorului cu care lucrează beneficiarul. Deci toată decontarea se face prin intermediul instalatorului. În felul ăsta s-a ușurat cât de cât tot acest proces, pentru că instalatorul și are în responsabilitate toate etapele următoare până la decontarea. Bineînțeles că la nivelul Administrației Fondului de Mediu funcționează o comisie care analizează înscrierea de către pe persoană fizică, înscrierea în program și după aceea societățile care vor efectua lucrările vor fi și ele agreate. Dacă va fi o listă de instalatori agreați care va fi noi publicată. Avem aici o listă și cu cele care până acum au fost agreate, sunt vreo 12 pe Prahova. Da, să vedem în sesiunea asta. Deocamdată nu știm. Care începe în Prahova pe 14 iunie, 3 zile. Păi pentru fiecare regiune au fost 3 zile programate. Dar, mă rog, dacă se merge în ritmul ăsta, este posibil, vorbim de minute, nu de zile. Credeți că va fi și la noi cererea atât de mare cum a fost pe zona București? În 2016, când agenția era implicată în primirea dosarelor și trimiterea la București, da, cererea era mare. La ce ne aduce acest program, practic? Panourile fotovoltaice sunt menite să... Deci o facilitate foarte puternică referitor la costurile pe care le au, se merge pe pro-consum, adică tot ceea ce produci ziua, dai în rețea ceea ce îți prisosește, iar noaptea preiei de la furnizorul cu care ai contractul. Urmând, plătești în primii 2 ani de zile aceste kilovații pe care îi consumi noaptea,
urmând ca în termen de 2 ani de zile sau după 2 ani de zile să primești înapoi banii pentru ceea ce ai băgat în rețea. Avantajul care este că dai în rețea exact când sunt consumurile și orele de consum maxim, da? Și practic fără să mai ai nevoie de acumulatori, deci noaptea, adică în momentul în care nu mai funcționează fotocelulele, nu mai sunt alimentate cu nu mai dau alimentare de energie, noaptea preiei de la furnizor, îți recuperezi banii și practic ajungi la consumuri zero. Dacă mergi în continuare pe acest program și faci de așa natură încă și zonele de încălzire, alte facilități să meargă cât mai mult pe zona de electric, vă dați seama că costurile sunt aproape spre zero și cum consumul energetic în orice cămin, în orice casă ajung undeva la 15-20%, vă dați seama care sunt reducerile pe costurile de mentenanță și da. Mai ales că beneficiarul trebuie să suporte doar 2000 de lei. Da. Bine, automat acum, e un ajutor. Puțin, nu, beneficiarul suportă cel puțin 2000 de lei, pentru că acum depinde și puterea instalată pe care o ia beneficiarul, dacă sunt 10, 8, 10, 16 kW. Deci fondul maxim care este asigurat de către AFM e 20.000 de lei. Trebuie să suporte minim acest 10%, dar dacă costurile sunt mai mari, normal că trebuie contribuția să vină... Ce trece peste, adică, 20.000 e din buzunarul beneficiarului. Beneficiarul. Clar. Deci el trebuie minimul să vină cu această contribuție. Da? Și în funcție calculele pe care și le face vis-a-vis de ăsta, merge 8, 16, 10 kW, depinde de cerința pe care o are. Dacă o persoană, de exemplu, are două case, două locuințe, două imobile, poate depune dosarul pentru ambele? Nu. Deci nu se poate lua finanțare decât pe o singură proprietate, un singur imobil. Și programul nu e numai pentru celulele fotoelectrice, v-am spus, este și pentru sistemele de încălzire, cum sunt pompele de căldură aer-aer. Trebuie să opteze pentru una din ele, ori pentru pompele de căldură, ori pentru... Deci nu poate să facă două cereri, să aplice de două ori. Ce acte trebuie depuse? Și ca noutate, acum trebuie fiecare persoană să și o depună singură dosarul. Da. Întotdeauna am spus că sunt foarte mulți care au dat telefon la noi, la agenție, prin... seamănă numele, Administrația Fondului de Mediu cu agenția. Și pentru că v-ați ocupat până acum și ne-am de ocupat acest program. Și așa auziseră că ne-am ocupat noi. Într-un fel, faptul că au apărut aceste aplicații online au ușurat mult. Se stătea la cozi cu dosarul în mână, acum este mai simplu. Dar am spus întotdeauna celor care au sunat, spuneau, am auzit, am citit, am așa. Nu, trebuie cel care vrea să acceseze programul să aibă răbdare să citească ghidul de finanțare. Chiar dacă se duce strict la articolul care îi spune ce acte trebuie depuse, dar un pic trebuie să citească ghidul de finanțare. Pare nițel stufos ghidul de finanțare, dar este destul de clar. Deci se intră pe un site al Administrației Fondului de Mediu, care este foarte simplu de reținut, este afm.ro. Se deschide o pagină cu un buton mare pe care scrie programe de finanțare, adică este destul de simplu. Se alege de acolo, apar toate programele care sunt în derulare, se alege sistemele fotovoltaice, programul și... După aia este interactiv și în funcție de fiecare necesitate, de capacități, de ce vrea... Și pe fiecare program apare ghidul de finanțare aprobat printr-un ordin de ministru, comunicatele de presă pe care le pune Administrația Fondului de Mediu și care sunt foarte importante pentru că aduc toate noutățile. Dar în mare trebuie să fie proprietar, să aibă cadastru făcut la zi, nu mai știu care sunt... Deci extrasul de carte funciară este de bază, de acolo se vede cum și pe ce este proprietar. Dacă vrea să-și pună sistemul de panouri pe teren, atunci trebuie să vină cu extrasul de carte funciară pentru ambele. Și pentru clădire. Și pe teren, nu numai clădire. Da, și pe teren. Și atunci trebuie să vină pentru amândouă, și terenul și construcția, cu certificatele de atestare fiscală, că nu are datorii la stat, deci de la ANAF, sau certificatul de la impozitele și taxele locale, că nu este dator la primărie.
Și nu știu dacă au cumva un cont de garanție, care e suma pe care să vină în completare. Cam astea sunt minimele, restul diferă de la caz la caz și numai acolo. Pe care să-l depunem, să mergem la ghișeu. Nu, 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 pe dată totul se face online. Dar toate documentele trebuie să fie valabile când este deschisă sesiunea pentru regiunea respectivă și în momentul în care le încarcă în aplicație, să fie în termenul de valabilitate. Extrasul de carte funciară nu poate să fie mai vechi de 60 de zile în momentul când... De asemenea, trebuie știut că odată ce l-ai încărcat în aplicație, acolo rămân. Deci și nu le mai poți înnoi, nu le mai poți modifica, nu le mai poți scoate de acolo. Deci cei care analizează dosarul nu iau în seamă decât... sunt destul de stricte în privința asta cerințele administrației. Și pe urmă, de asta că este sistemul primul venit, primul servit, de-aia dacă sunt greșeli și erori, automat te treci iarăși în spate, ultimul. Deci orice revenire înseamnă că te duci direct la fata. Și mai este un aspect. Într-adevăr, se epuizează sumele în primele minute, dar asta nu înseamnă că toate dosarele sunt aprobate. Deci ele sunt analizate odată de instalatorul pe care îl alege beneficiarul, așa și odată de comisia de la nivelul administrației fondului de mediu. S-ar putea să fie o grămadă de dosare respinse. Care respinse și se reportează, pe urmă, suma la următoarea sesiune. Deci se înseamnă că nu mai există nicio șansă. Da. Și dacă este o persoană care, de exemplu, a ales un instalator care nu este... Nu, nu, stați un pic, asta este partea a doua. După ce sunt primite dosarele pentru persoanele fizice, după aceea sunt analizate și avizate dosarele pentru instalatori și după aceea se face... Da, deci, pentru în prima fază o întreagă, mai multe capitole, o întreagă parte pentru etape. În ghidul de finanțare, cum se deci, prima etapă acum este pur și simplu înscrierea. După aceea urmează următoarea etapă când se închide și vor fi... Înscrierea unde veni, este clar, exact. Cei interesați trebuie să dea dovadă de rapiditate. Ca rapiditate să aibă și să fie clare, ferme și concise solicitările. Să trecem la un subiect destul de sensibil pentru ploieșteni și anume ce aer respirăm, având în vedere faptul că de-a lungul timpului tot au fost multe nemulțumiri, unele justificate, având în vedere mirosul pe care îl resimțim cu toții în unele zile. Ploieștiul are o caracteristică specială. Dacă ne luăm de pe, numai după indicatorii de calitate a aerului care sunt europeni, da? Calitatea aerului poate fi considerată satisfăcătoare spre bună. Din păcate, la acești indicatori trebuie să adăugăm pe cei specifici ploieștiului, cei care sunt vis-a-vis de activitățile de rafinărie, încărcare, transport, compuși organici volantili, hidrogen sulfurat. Și din păcate, din aici stăm destul de prost. Dacă vorbim de calitatea aerului pe indicatorii normali, nu am avut, am avut depășiri în 2021 la benzen în zona comunei Brazi și asta este tot urmarea activității concrete a rafinăriei zona Brazi. Și oricum niște valori destul de mari și la celelalte stații măsurate. A fost un întreg scandal atunci, mi-aduc aminte. Da, deci am avut în 2017 o dată depășire, s-au luat niște măsuri, s-au făcut și avizat cu greu un plan de reducere, nici nu a fost pus ăsta în aplicare și în 2021 am avut iarăși creștere. S-a discutat acum iarăși pentru un plan de reducere. Între timp, în următorii ani 2022 și la jumătatea lui 2023, avem niște reduceri. Acum nu știu dacă ele sunt datorită unor activități concrete pe rafinărie sau pur și simplu din cauza avantajelor climatice. Pentru că din punct de vedere tehnic, situația meteorologică este foarte importantă. Eu știu că mi-aduc aminte că a fost anul trecut, dacă nu mă înșel, în zona de sud. Tot așa. În zona de sud avem... Și s-a invocat faptul că a fost plafonul prea jos și de acolo am resimțit noi. Nu. Deci asta, ce se întâmplă? Zona de
Da, în zona de sud a fost creșterea de benzen. La modul general, din cauza plafonului coborât, cresc foarte mult valorile la indicatorii pulberi, pulberii suspensie, care sunt specifici emisiilor pentru zonele de încălzire, arderea combustibilor fosili. La aceștia, de obicei, creșterile le avem primăvara de vreme și iarna când încep temperaturile joase și cam în zona când nu este asigurată, acum chiar am avut probleme, nu e asigurată încălzirea centrală. Ok, cât de periculoase sunt aceste pulberi în suspensie pentru noi, cetățenii? Din punct de vedere al sănătății, evident. Din punct de vedere al sănătății, din cauza asta sunt și monitorizați și să pun riscurile, sunt normal cancerigene și alte boli pulmonare, alte boli, de asta vreau să spun că e altă instituție care se ocupă, dar astea sunt riscurile, bolile pulmonare până la zonele cancerigene, dar v-am spus o statistică sau ceva mai clar, sunt făcute pe studii de impact, studii de impact pe sănătate. Da, și reieși faptul că aceste cazuri de cancer, de boli pulmonare, sunt în creștere. Bine, în Ploiești. Sunt în creștere, dar nu se poate face o analiză legătură concretă, de cauzalitate. Pentru că cancerul nu vine numai din zona de poluare a aerului, mai sunt și alte condiții, ce se mănâncă, stresul și așa mai departe, dar din punct de vedere al pericolului, acesta este foarte mare datorită industrializării și emisiilor urmare acestei industrializări în județul nostru. Ce se întâmplă în ultimii ani? Într-adevăr, aceste valori au avut niște evoluții destul de clare. V-am spus, ele sunt și pe zona de anotimpuri. Nu se poate face clar o analiză numai datorită activităților. Dacă vedeți aici, cam așa apare o zonă sinusoidală pe trimestre. Dați-mi să arăt eu colegilor, poate reușesc. Deci cam toate. Și ce reprezintă acest grafic? Deci grafic? Asta v-am urcări spus că și coborări. Aceste grafice sunt creșterile, de exemplu, ăsta e la benzen, dar am cam peste tot, cam la fel se comportă aceste grafice. Deci aici avem 2020, da, unde a crescut cel mai mult. Da, și benzenul. Pe culori sunt cele patru stații oroserești. 2021, 2022, da. 2023, văd, da, că e cel mai mic. 2023 deocamdată până aici, deocamdată. Dar tot așa, sunt în urcare din cauza... Așa, aici sunt stațiile specific pentru oraș. Avem la ora actuală 7 stații, dintre care 4 în oraș, 2 în afara orașului, una la Brazi, iar mai nou am făcut și una la Câmpina și în lucru s-ar putea să dăm peste vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni să mai punească una în zona Plopeni. Stații de monitorizare cu câte 12 indicatori care ne dă calitatea aerului. În afară de aceste stații de monitorizare, mai avem încă 7 stații de monitorizare care sunt susținute și întreținute de către societățile comerciale, câte 2 la fiecare rafinărie. Mai avem unul vis-a-vis aici în zona lui Dero. Așa, și mai avem 2 la cele 2 fabrici de vată de sticlă. Una la intrare dinspre Târgoviște. Da. Iar una aici în parcul Ploiești la ieșire, care îmi monitorizează, ce v-am spus mai devreme, indicatorii specifici, adică hidrogenul sulfurat și emisiile de bioxid de sulf, care sunt specifice pe rafinării, iar pentru fabricile de vată de sticlă am NH3 substanțele specifice, să înțeleg. Da, da. Pe care trebuie să le monitorizați. Da. Care de ce s-a luat decizia să fie monitorizată și zona Câmpinii și Plopeni?
unde spuneați că la Câmpina deja s-a amplasat o stație de monitorizare, la Plopeni urmează. Sunt probleme și... Deci, calitatea aerului este influențată nu neapărat de activitatea, adică nu neapărat, în plus față de activitatea, activitățile economice și de trafic. Și zona Câmpina, din cauza DN-ului și aglomerărilor care sunt specifice, e o zonă care se vizitează, nu are centură deocamdată, așa, deci calitatea aerului este influențată negativ și este o zonă care este recunoscută ca aer curat, Câmpina, dar din cauza traficului... Se știa că este exact, localitatea din cu cel mai curat aer din țară. Pe de o parte, dar asta trebuie să o și demonstrăm și de-aia am pus și o stație de monitorizare. Și deocamdată suntem în parametrii buni. Avem cel mai curat aer din țară la Câmpina? V-am spus, de-abia de vreo două luni sau trei luni de zile funcționează această stație. Nu putem... la sfârșitul anului, când se va face comparația cu celelalte stații din țară, putem spune ceva de genul acesta pe indicatorii pe care... Dar asta este traficul care trebuie monitorizat și urmărit vis-a-vis de calitatea aerului. Ce arată măsurătorile pe Ploiești? În această pe Ploiești, iarăși, dacă ne uităm pe indicatorii specifici, știu la povestea pulbe, aceea că n-avem poluare pentru că nu sunt depășiți, deci, medie. Deci, pe asta vreau să spun, că pe indicatorii stațiilor de monitorizare ai rafinăriilor am depășit la hidrogenul sulfurat. Hidrogenul sulfurat este cel care ne deranjează care olfactiv. Miroase, deci au clocit tot ce se simte. Mirosul acela specific de nu ne place. Exact. Și am depășirile în zona Vega, care vine pe culoare, se simte la un moment dat și până în centru și până în zona aceasta. Deci sunt trei depășiri. Pe zona are două stații. O stație este spre Țânțăreni, una este spre Ploiești, iar spre Ploiești am trei depășiri. Deja mirosul se simte undeva la o treime din valoarea măsurată, din valoarea maximă admisă, începe să se simte mirosul. Iar depășirile, deja mirosul este persistent și destul de puternic. Și asta spuneam că am deja în ultimele 10 zile trei depășiri pe... Și legat de ce spuneați mai devreme, ăsta a fost mirosul, emisiile au fost afectate și de perioada asta, înorat, plafonul de nor coborât și fără să fie neapărat și o ploaie, asta deja n-a bătut vântul, stagnează și rămâne zona asta de poluare. Iar tot așa din zona Petrotel avem o stație la, pot să-i spun, restaurantul Laguna, nu îi facem acolo, e stația de monitorizare în zona aceea, în strada Apelor, unde am avut vreo 16 depășiri în ultimele 10 zile. 16 depășiri? Depășiri spun la monitorizările orare. Deci sistemele măsoară din jumătate în jumătate de oră, da? Și depășirile sunt raportate la oră de monitorizare. Deci la 24/10 cu 240 de ore am avut 16 ore de depășiri. Foarte mult, este adevărat. Vorbesc de depășiri orare. Ce putem face? Vom scăpa vreodată de acest miros pe care îl resimțim? Vom trăi vreodată într-un oraș unde aerul să fie respirabil? Măcar deci, nu copiii spune... noștri vor prinde aceste deci, momente? Deci pe macro, v-am spus, aerul este în parametrii acceptabili. Nu știu, n-ați folosit termenul de normal. Așa. Suficient. Acceptabil, exact. Mai departe, deja începem să facem un salom între economie, cerințele. Din păcate, suntem în orașul și mai ales în perioada asta unde combustibilii fosili, benzina, motorina, undeva la 60-70% este asigurată în această zonă, Lucoilul și cu
OMV-ul. Și de aici începe o întreagă poveste. Noi încercăm și cu toate, folosim toate mecanismele de așa natură încât și a găsim înțelegere la conducerea acestor rafinării. Poftim? Rafinării. Da, da, da. Rafinăriilor, da, găsim înțelegere, dar v-am spus, pacii sunt mici, cererea este mare, cu acum, după ce a apărut acest război și embargou, se lucrează la capacitate maximă. Exact aici era ultima zonă unde puteam și noi să mai lucrăm cu micșorarea capacității și cantităților care sunt transbazate și încărcate și descărcate. Dar în momentul acesta este exact zona unde nu se mai poate lucra și așa avem un deficit de combustibil. Deci nu înseamnă că ne ducem în zona asta neapărat economică, dar v-am spus, aici ne-a dat puțin înapoi pe programele pe care le aveam de reducere cât de cât a emisiilor de noxe și aer poluat. Ce facem cu urșii? Este o altă mare problemă, asta la nivel de județ, nu de Ploiești. Am văzut de curând că primăria Comarnic, de exemplu, a anunțat faptul că polițiștii locali vor însoți copiii la școală și de la școală în zona Vatra Sat, pentru că în zona respectivă este un urs care, ferească Dumnezeu, poate crea probleme mari. Da, am auzit multe plângeri în acești ani. S-au plâns prin comune că își trimit copiii cu taxiul, că vin cu taxiul de la școală seara, pentru că, mă rog, avea o oră în care urșii ieșeau. În sfârșit am auzit multe lucruri. Urșii, populația de urși din Prahova nu este cea mai mare din țară. Nu, dar efectiv, deci, optim de urși este depășit. Este cu mult depășit. Mult depășit, de trei ori mai mulți urși decât ar fi normal, din câte știu. Eu am scos așa, din ce am avut din datele mele, am făcut o comparație exact în 3 ani, cele mai vechi date pe care le am. Eu sunt din 2009, adică începând undeva după aderarea la Uniunea Europeană din 2007. Efectiv, optim, care se menține, este același în fiecare, este de 214 exemplare. În, la nivel de județ. La nivel de județ, da. În 2009 erau 289 evaluații în acel an, pentru că în fiecare an se face o evaluare a populațiilor de carnivore mari. În 2015 erau 318, în 2022, cea mai recentă cifră, cea de anul trecut, este de 559. Foarte mulți. Chiar admițând faptul că metoda de evaluare prezintă unele erori și că se pot dubla unele măsurători sau așa, tot sunt foarte, foarte mulți. Indiferent ce marjă de eroare am luat, sunt foarte mulți. Pe ce zone aveți ultimele sesizări, de exemplu, și unde urșii au dat atac în gospodările oamenilor? Pentru că știm cu toții că se duc de atacă oi. Culmea este că nu zonele consacrate pentru populația de urs sunt cele mai afectate. Deci nu zonele care au habitat pentru urși sunt cele mai afectate. Sunt zone nu neapărat montane, coboară puțin mai jos, sunt zone colinare în căutare de hrană. În topul comisiilor de constatare a pagubelor este orașul Slănic, cu 13 comisii, da, începând din luna februarie. Să precizăm că urmare ultimor modificări legislative, noi suntem în topul noi suntem cei care plătim practic despăgubirile, deci le cunoaștem absolut pe toate. Mergem, suntem în comisia de constatare a plagubelor, se face o analiză, se stabilește care este prețul și noi suntem cei care facem decontare. Adică dacă ursul, de exemplu, se duce ursul la Slănic și, lucru, și atacă într-o gospodărie omoară 5 oi, respectivul proprietar vine la dumneavoastră. Nu la noi, la primărie. Primăria este o hotărâre de guvern care stabilește toate aceste etape. Primăria face o convocare a acestei comisii, comisia se duce, constată pagubele sunt concrete, pe urmă se supune la o comisie economică să se vadă care sunt pagubele și pe urmă vin la noi și noi aprobăm decontarea care vine direct din bugetul Ministerului Mediului. Și este specială pentru acest lucru. Pe partea elaltă, tot pe AFM, știu că sunt niște proiecte pentru... Da, a fost proiectul cu gardurile electrice. Nu au fost foarte multe solicitări.
Din partea oamenilor? În județ, în județul Prahova. Noi știm pentru că era obligatoriu ca de la noi să se ia un document în care să atestăm faptul că în zona respectivă sunt conflicte om-animal și faună sălbatică în general. Ideea este că chiar și cu gardurile electrice s-a dovedit că poate să distrugă sau să treacă printr-un gard electric. Probabil dacă este foarte foame sau, mă rog, instinctul face să suporte acele pișcături ale gardului electric. Nu este făcut o analiză și proiectul merge în continuare. Se fac aceste decontări, se pot înscrie pentru aceste decontări. Acum, vis-a-vis de efectele acestui gard, eu știu că în alte județe se pare că a dat efecte pe anumite zone s-au retras. Și direcția silvică Prahova a montat la Zuga garduri electrice și cei de acolo spuneau că și-a produs efectul gardul electric montat în zona cimitirului, dacă nu mă înșel. Trebuie să facem un pic o diferență. Deci când vorbim despre convocarea comisiilor de pagube, nu vorbim despre pagubele produse în gospodăriile oamenilor, adică că i-a rupt gardul, că i-a rupt ușa, că i-a mâncat mâncarea din frigider. Deci nu se despăgubește așa ceva. Deci hotărârea de guvern se referă strict la culturile agricole și la șeptelul domestic. Dar spuneați că și lupii au creat ceva probleme. Nu, avem o singură comisie de pagube. Comisii speciale pentru pagubele create de lup și urs sau lup și, nu știu, și mistreți? Fiind carnivore protejate, aceste comisii sunt în responsabilitatea noastră, agenților pentru protecția mediului. Pentru ceea ce înseamnă comisii de pagube produse în culturile agricole de către mistreți, responsabili sunt cei de la Garda Forestieră Ploiești. Revenind la urși, ce se poate face pentru că ferească Dumnezeu să atace pe cineva? Și un om au fost cazuri. De acum, pentru că mi se pare că acum sunt din ce în ce mai mult în orașe, în comune. Să nu uităm că în trecut a ajuns ursul și la Ploiești. Și am înțeles de altfel că urșii sunt deja aici, la câmpie. Pe Băicoi, pe Păulești. Problema este că totuși s-au dat niște ordine de recoltare. Au fost în dezbatere publică și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Adică în momentul în care devine un urs și e cunoscut faptul că devine foarte periculos, nu mai poate fi stăpânit, nu se mai pot lua alte măsuri, se face echipă de vânătoare și asta înseamnă recoltare. Și eliminat pur și simplu, nu se poate altfel. Am înțeles. Și, pe urmă, sunt cei de la ONG care de protecția animalelor, care înțeles și eu, a fost o vizită de la Uniunea Europeană ca să vadă clar că nu se poate totuși, se face o anumită protecție, dar exact ce a spus și domnul ministru, am primit sfaturi de la niște state care și-au exterminat urși acum 100 de ani. Și aici este o problemă care trebuie să ne descurcăm până la urmă. Că nu este zi aproape prin care să nu fim informați că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a emis ro alert în prezența unui urs. Pe de altă parte, pune în pericol și zona turistică. Avem foarte multe de dezvoltat, de arătat, dar avem o reținere când mergem într-o zonă de asta puțin sălbatică, că dai peste... Da, exact. Acolo nu punem problema de convocarea unor comisii. Nu punem problema de pagube pe stațiunile montane. Nu, e vorba strict că ursul pătrunde în intravilan și... Bine, se plimbă des, cred că îi place pe la Castelul Peleș pe acolo, că s-au încercat relocări, s-au făcut relocări. Bine, acolo mai sunt... Dar sunt relocările acestea, scuze că vă întrerup, o soluție? Nu, se întorc. Îi plimbă de acolo. Se întorc sau fac pagube acolo și învață și alți urși. Deci un urs deja care este învățat cu și de multe ori vin urși că sunt ademeniți chiar de oameni să le dau de mâncare sau eu știu să facă poze. Ei la un moment dat își cam pierd caracterul ăsta de sălbatic și devin dependenți de mâncarea și ce le dau oamenii. Și de aia vin. Câteodată devin periculoși în momentul în care au pui, au alte
Odată ce o ursoaică și-a adus puii să mănânce, i-a învățat să mănânce într-o localitate. Ei, și la un astfel de exemplu, nu mai ce să faci. Ori mai era sanctuarul urșilor de la Brașov, unde să se ducă toți pensionarii, dar și acolo este plin. Da. Știu că au și ei un teritoriu redus, trebuie asigurate niște condiții pentru animalele. Așa, iar restul, o relocare, doar muți problema de colo-colo, dacă nu cumva chiar încearcă să se întoarcă. Și odată obișnuit și nu mai e frică de om, va face acolo mai rău. Va fi prezent în continuare, exact, în comunitate. Exact. Vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi. Vă aștept mâine la aceeași oră. Sunt Laura Calciu Petrescu și vă doresc toate cele bune. La revedere!